Luminița Angel nu mai are nevoie de prea multe prezentări. Este cunoscută ca fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi din țară. Cu toate că este mereu în formă, cu zâmbetul pe chip, vedeta ascunde multă suferință. Recent, artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre cele mai grele momente prin care a fost nevoită să treacă. Din păcate, Luminița Angel a fost la un pas de moarte în anul 2019, când a aflat că suferă de o boală moștenită de la tatăl său. Artista a vorbit despre acest moment și a recunoscut că a fost cumplit pentru ea a ajuns la spital în situație critică, iar medicii au făcut tot posibilul pentru a o salva. În plus, o altă dramă din viața artistei a fost că și-a pierdut ambii părinți la distanță de 5 ani. Cântăreața a mărturisit că acelea au fost de departe cele mai mari greutăți prin care a trebuit să treacă vreodată, suferința a fost cu atât mai mare cu cât pentru că este persoană publică, luminița Angel nu și-a permis să le arate oamenilor prin ce trece. Și-a făcut meseria la fel ca înainte, deși doar ea știa ce durere purta în suflet.